fel și eu am venit, recunosc cinstit că am rămas surprins de știrea aceasta. Am găsit-o și eu pe un site. În 2020, acum 2-3 anișori, da, România a câștigat 62 de miliarde de euro din exporturi, atenție. Wow. Mamă mie. Nenicule, am citit-o de 3 ori. Da. Uh-huh. 62 de miliarde. Și atenție, că noi zicem, unde du-te, dai aici cu produsele românești, că nu se mai fabrică. Atenție, principalii cumpărători, principalele piețe au fost Germania, Italia și Franța. Deci okay. Acolo, hai să ne lăudăm și noi. Da. Acolo, pe produsele acelea, nu contează ce sunt, adică ce tip de produse, scrie așa, made in Romania. Uh-huh. Germania, Italia, Franța. Ai noroc, 62 de miliarde. Acum doi ani, nu știu să scriu. Nu știu să traduc. Se naște și dilema ce s-ar întâmpla dacă țările din Uniunea Europeană ar impune tot felul de taxe pentru produsele românești exportate. Corect. Da? Exact. Crește prețul. Categoric, ar deveni mult mai scumpe. Oamenii nu-ți mai iau și cumpără mai puțin. Și rămâi cu ele și se strică și la rău. Și nu mai sunt 62 de miliarde. Da, exact. Uite, din fericire lucrul ăsta nu se întâmplă. Da, pentru că taxele vamale din țările Uniunii Europene sunt interzise. Mulțumită pieței unice, așa se numește. Hai să le ia cu piața unică. Ce înseamnă piața unică, da? Vă spun despre asta, tocmai nu degeaba am zis de semnificațiile zilei și importante chiar și al acestui an. Uniunea Europeană sărbătorește cea de-a 30-a aniversare a pieței unice, fix anul acesta. Una dintre realizările majore ale integrării europene și unul dintre principalele motoare. Piața un pic unică. Să explicăm ce e totuși piața unică, exact. Că poate oamenii nu știu. Oameni buni, piața unică este piața care oferă oamenilor șansa de a călători și de a lucra în Uniunea Europeană și permite bunurilor, serviciilor și banilor să circule aproape la fel de liber ca într-o singură țară. Deci, practic, ne-am unit cu toată Europa și nu există taxe suplimentare pentru noi, pentru că suntem în același spațiu, în același țară și suntem tratați ca atare, adică o ca membri, da, ai Uniunii Europene. 40 de milioane, cipică comunitatea. 440 de milioane de cetățeni. Atenție, da? Da. Noi să fim sănătoși. Noi să fim. Bă, a venit totul cu tunia cu 30 de ani și cânta? Insieme? Da. Unite, unite, Europe. Da. Atenție mare de tot, că el a simțit-o. Bravo! Deschis!